S-au apucat de fotbal în urmă cu 2 ani, iar de atunci și până acum, copiii de la Viitorul Giurgiu s-au antrenat bine și evoluează în campionatul municipiului București, deoarece la noi în oraș nu se organizează un campionat pentru copii. Micii fotbaliști de la Viitorul Giurgiu au participat cu ocazia vacanței de Paște la Cupa Iepurașului, organizată tot în capitală, pe care au și câștigat-o. Avem copii de la 2005 până la 2010. Am participat la această competiție cu grupa de 2006, am considerat noi că ei sunt cei mai reprezentativi și cei mai în formă la acest moment să participe la o cupă. Viitorul Giurgiu a primit invitația de a participa din partea școlii de fotbal a lui Adrian Bumbescu, fosta Gloria Stelei. Giurgiuvenii s-au impus în finala turneului cu scorul de 8-2 în fața echipei Tandem București. La antrenamentul de ieri seară au adus trofeul și medaliile câștigate și să se laude în fața părinților. Am participat la Cupa Iepurașului. Și ce ați făcut acolo? Am câștigat locul întâi cu niște jucători prea buni. Colegii tăi din spate? Colegii mei au muncit foarte mult, au dat toată munca ca să câștige. Primul trofeu al vostru? Da, primul trofeu al 2006, grupa 2006. Ce vă propuneți voi pe viitor? Ce vreți să... Să câștigăm mult mai multe trofeuri. Uștii de la Viitorul Giurgiu au atras atenția și altor organizații. Avem doi copii împrumutați până în vară la Liceul Sportiv Mircea Eliade din București, care este a doua echipă a clubului Steaua, acum ar veni. Giurgiuvenii au fost invitați să participe la Cupa Clinceni din perioada 24-26 iulie, un concurs ce se dorește a fi cel mai important turneu de fotbal pentru copii din Europa de Est și este înscris în programul de dezvoltare al fotbalului emis de FRF pentru perioada 2015-2020. Sperăm să facem față. Acolo este un adevărat test pentru copii și pentru noi ca antrenori. După turneu, o să plecăm în luna august, la începutul lunii august, încă n-am stabilit data exactă, o să plecăm într-un cantonament la mare cu copii,